Salutare! Sunt Mihaela și de ceva timp am cam lipsit pe aici, însă astăzi am revenit cu un nou subiect și anume care sunt beneficiile premergătorului și antemergătorului, care ar fi consecințele utilizării acestora și ce e mai bine să alegem pentru copilul nostru. Dar înainte de a începe, nu uitați să dați like acestui video, să vă abonați la canalul meu și să apăsați pe clopoțel pentru a vedea primii ce voi posta data viitoare. Odată ce copilul începe să se dezvolte, acesta începe să se miște mai mult și să fie mai activ, mulți părinți aleg să pună copilul în premergător sau, cum se mai spune, rotobil. Aceștia considerând că este o metodă foarte bună ca copilul să înceapă să se deprindă, a face primii pași, mulți cred că a pune copilul în premergător îl ajută să își formeze un echilibru mai stabil, să fie copilul mai încrezut în sine și îi oferă o oarecare independență. Însă, pe lângă toate acestea, a pune copilul în premergător are după el și niște consecințe care nu se simt deodată, ci se pot simți pe parcursul vieții încet. Odată ce copilul este activ, părinții aleg de obicei tot ce mai bun pentru copiii săi, însă nu fiecare se informează de beneficiile și consecințele unor lucruri. Așa și în cazul dat, de aceea vreau să menționez că majoritatea părinților pun copiii în premergător sau rotobil, cu ideea că acesta va începe mai repede să meargă, va obține o independență oarecare, acesta va fi entuziasmat de jucăriile pe care le conține rotobilul, astfel și părinții vor fi mai preocupați de treburile casnice, iar copilul se va juca în sinea sa sau prin casă. În primul rând, săculețul care susține fundul bebelușului nu este unul ergonomic, de aceea poate să-i provoace diverse destabilizări ale mușchilor și a coloanei vertebrale. Bebelușul, în cazul în care nu se ține singur încă foarte bine echilibrat, are tendința de a își dezvolta mersul pe vârful degetelor, iar când acesta puțin obosește, se așează. Aceasta, din păcate, nu este cea mai bună deprindere, deoarece copilul nu își formează un echilibru ferm și stabil, iar în cazul în care va începe să meargă singur și nu va mai simți că are unde să se așeze în cazul în care obosește, ar putea să-și piardă din curaj și să renunțe la a merge, fiind câteva bariere de frică și îl vor opri pentru o perioadă mai îndelungată până acesta va căpăta încredere și curajul de a merge singur și până își formează un echilibru complet. Cu părere de rău, mulți părinți aleg să pună copiii și de la 4-5 luni în premergătoare, deoarece ei consideră că îi fac bine copilului. După cum am mai menționat, rândul de consecințe este unul mai mare. Aceștia pot să cadă de pe scări în cel mai rău caz, să se răstoarne sau să se ciocnească de vreun obiect din casă, pot să ajungă la lucruri periculoase care îi pot afecta viața. Sunt cazuri în care bebelușul, din cauza răsturnării sau ciocnirii cu vreun obiect, copilul își poate pierde chiar și cunoștința sau își poate crea unele leziuni care sunt în interior și nu se observă la exterior, însă pe parcursul anilor aceștia să dea semne. Aspectele pozitive ale premergătorului ar fi că părintele își poate face treburile casnice mai liniștite, copilul poate singur să se deplaseze prin casă, în niciun fel nu se permite cu premergătorul în curte sau în spații mai deschise, unde copilul are mai mare tendință de a se lovi sau a se răsturna cu aceasta. În mare parte, copilul trebuie supravegheat foarte mult și să nu fie scăpat din ochii părinților atunci când este plasat în premergător. Chiar dacă alegeți să puneți copilul în premergător, să o faceți atunci când copilul deja stă singur pe funduleț, când copilul deja începe singur să se ridice de marginea patului și simțiți că el este cât de cât pregătit pentru a sta în premergător. De obicei, chiar de îl puneți în premergător, acesta să fie nu de lungă durată. Îl puteți ține câte 10-15 minute maxim pe zi și în decurs de o lună,
până vedeți că el și-a obținut oarecare încredere și s-a format un pic. Când vedeți că are un pic echilibru, este bine ca să îl ajutați deja să facă pașii prin casă sau să îl puneți să folosească antemergătorul, despre care voi vorbi acum. Antemergătorul este recomandat de medicii pediatri, medicii neurologi și ceilalți specialiști, în special în ultimii ani, deoarece acesta are mai multe beneficii decât consecințe asupra unui copil. Antemergătorul este bine să-l utilizeze bebelușii atunci când acestea au deja un echilibru format, când aceștia încep singuri să meargă în patru labe și să se tărască sau să se ridice singuri de marginea patului. Văzând că copilul începe să se țină pe picioare mai bine, este destul de util ca să începem încetişor să îl învățăm a folosi antimergătorul. În ziua de astăzi avem o gamă foarte variată de antimergătoare care îi sunt foarte curioase și interesante pentru bebeluși. Ele sunt diverse, fie din lemn, fie din plastic, diferite forme au, diferite culori au, sunt muzicale, sunt extrem de multe și pentru gustul fiecăruia. De ce zic că sunt mai multe beneficii? Deoarece acestea ajută mult mai bine ca copilul să își formeze propriul echilibru. Copilul direct începe să își formeze coloana, începe să își formeze un echilibru al întregului corp. Acesta susținându-se pe piciorușe, atunci nu e nevoie ca copilul să stea în vârful degetelor. Copilul automat stă pe toată talpa, își dezvoltă mersul corect. În cazul în care copilul obosește, pur și simplu se așează jos și se joacă cu activitățile și cu jucăriile care sunt pe panoul acestui antemergător. Am aici un exemplu de la un antemergător care este detașabil. El se poate folosi nu doar atunci când copilul merge cu el, ci se poate scoate și folosi chiar și de la vârsta de 4 luni, 6 luni, în calitate de jucărie, care o poți pune și pe pat, în pătuc, oriunde este copilului atractiv. Are diverse sunete, are diverse muzică, culori, animăluțe, ceea ce le este cel mai atractiv. Diverse. Copiii sunt foarte entuziasmați. Aici pot să învețe și culorile, normal că nu le memorează atât de bine, însă este o activitate destul de interesantă, chiar încă de mici bebeluși. După cum spuneam, antemergătorul dezvoltă copilului mersul corect, dezvoltă un copil echilibrat, nu îi pune presiune pe funduleț, nu îi se pune pe copil nicio presiune. Acesta devine mult mai încrezut în sine și simte singur atunci când trebuie să stea în picioare, atunci când trebuie să se așeze, atunci când el obosește. Și astfel devine un copil mai echilibrat și mai independent, care știe singur ce își dorește. Voi face o recapitulare și voi menționa avantajele și dezavantajele unui antemergător. Avantajele unui antemergător ar fi un mers stabil, un copil echilibrat, un copil încrezut, un copil sigur pe sine și multe, 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 multe jocuri atunci când acesta obosește. Dezavantajele ar fi la fel ca și în cazul unui premergător. Acesta poate să se lovească de diverse obiecte fiind nesupravegheat. În mai rare cazuri, acesta se poate răsturna cu antemergătorul. În cazul scărilor, trebuie să fie maximă prudență și să nu fie acces fără supravegherea unui părinte. În locurile mai extinse, mai libere, cum ar fi în curte, aceștia ar putea să folosească un antemergător, dar doar cu supravegherea unui părinte sau a unui adult, până copilul capătă încrederea necesară în sine. S-a descoperit că copiii care nu folosesc premergătorul ajung să meargă singuri mai devreme decât cei ce folosesc premergătorul, deoarece premergătorul totuși are unele piedici pentru
majoritatea copiilor care îl folosesc. Recent am descoperit că acesta începe să fie deja interzis și probabil în următorii ani va fi scos total din comerț, din cauza problemelor de sănătate care se creează la nivelul bebelușilor, în special a mușchilor și a coloanei. Iar acum vreau să vă dezvălui o perlă de-a mea și fiind mama a doi copilași, am folosit, desigur, dintotdeauna antimergătorul. La primul copil l-am folosit pe când avea 7 luni, deja a început singură să se ridice în piciorușe și am ajutat-o eu încetişor ca să folosească antimergătorul și la 10 luni deja a mers singurică stabil, fără careva impedimente. Cu cea de-a doua fetiță încă nu am început să testăm antimergătorul, deoarece are abia 6 luni, însă planific pe la 7 luni. Dacă voi vedea că aceasta are un echilibru mai bunișor format, căci deja a început să se ridice singură în piciorușe de marginea patului, voi încerca să îi fac cunoștință cu antimergătorul, lăsând-o singurică să descopere totul ce este în casă, doar că cu supravegherea mea, până în momentul în care va începe singură să meargă, atunci deja probabil voi fi mai liniștită. Nu uitați să scrii în comentarii care a fost experiența ta și ce ai folosit la copilul tău, care sunt recomandările tale și de ce ai ales antemergătorul sau premergătorul pentru copilul tău. Vă pup și pe data viitoare! Pa, pa!